Salutare tuturor Stick Slider și bine v-a regăsit la un nou episod pe canal. De data aceasta jucăm Slender Anxiety, vedeți acolo scrie demo. Înainte să începem acest episod, dacă vă place acest joc și vreți să continui cu el, apăsați butonul de like și sper că putem strânge 1000 sau 2000 de like-uri, ar fi foarte, foarte tare. Hai toți fanii care apreciază pe Stick Slider și apreciază munca lui, apăsați butonul de like și sper că puteți strânge 1000 sau 2000 de like-uri. Slenderman, cu siguranță îl știți și voi, este un joc de tip horror. Cu toții ați vrut să joc jocuri horror, în curând poate și cu facecam. Slenderman îl cunoaște toată lumea, cu siguranță ați auzit de el. Este un joc în alfa, demo, alfa oricum, o să apară cât de curând pe Steam. Vedeți și voi, scrie acolo demo. Jocul găsiți în descriere. Haideți să începem, n-am nicio idee despre acest joc. E noaptea, e două noaptea, două dimineața, cum vreți să-i spuneți. Și eu o să joc acest joc cu căștile la blană și etc. Dacă vreți să aveți o experiență mai plăcută, uitați-vă și voi noaptea cu căștile la blană. Am dat start, scrie loading. Nu știu dacă trebuie să dăm sonorul mai tare sau mai încet, ceva de genul. Haideți să înceapă. Puțin cam mult durează să se înceapă. Vedeți aici cadru optic foarte frumos. Oh, uleu, ce mișto e. N-am mai jucat niciun joc de tipul ăsta. Aici pui lanterna înapoi. Tot ce știu în jocul ăsta e că trebuie să urmezi drumul, da? Aici crouch. Ah, păi, dai zoom. Mergem așa liniștiți pe pădure. Trebuie să colectăm pagini și în timp ce colectăm noi pagini, o să vină Slenderman și o să ne taie urechile. Am înțeles că dacă alergi... Oh my god. Ce-i pădurea acolo? Are la prima observare, observație sau observare, are puțin probleme cu lagul. Am 20 de frame-uri în acest joc, în condițiile în care eu am i7 și placă video 7990 Ati Radeon. Astea combinate fac vreo 70 de milioane și eu am 20 de frame-uri în el. Trebuie să urmăm această cale. Ce stele frumoase. Un cer foarte minunat. Oh, un avion. Aici în avionul ăsta e un camp sau ceva. Trebuie să găsim o pagină. Uite o pagină. Am găsit. Unul din 8 pagini. Oh my god. Ce se aude așa? Mamă, ce mă sperie, ești nebun! Oh my god. Nu credeam că un joc poate să mă sperie așa. Doamne, pe... Mamă, dacă vedeați reacția asta la facecam. Nu credeam. Să nu spuneți că nu v-ați speriat, că nu cred. Nu credeam că un joc te poate speria în halul ăsta. Eu nu credeam prima oară când am... Dacă zicea cineva, bă, jocul ăsta te sperie, te face praf, nu. Mamă, ce nebun. Deodată mă uitai așa în spate și a apărut și veni peste mine. What the fuck? Hai colom pe aici acum. Știu că acolo e o pagină. Dar nu trebuie să sprintezi și trebuie să lași lanterna jos când luăm pagina. Vedem acum. Mamă, ce mă sperie. Nu mai pot, îmi sări și inima de mine. Este nebun joc. Îngălbenii la față. Vreau, mai vreau jocuri de-astea. Sunt foarte, foarte tari, mamă. Doamne, ferește, mă. De ce, mă? De ce chiar eu să mă sperii? E ca două ori mă sperii la fel. Oh my god. Te rog, te rog, nu veni acum. Deci am pagina său. Colectai sau trebuie să mai iei? Orice avionul prăbușit, zici că e forest ăsta?
minte, băiatule. Bă, să mor pe asta? Oh my god, cum să mor cu unde am o lanternă și o cameră în mână? Ar fi ilogic. Practic, am o lanternă și o cameră în mână. Cum vrei să mor pe scară? Mergem în față, foarte liniștit. Ce deal frumos. Sper să apară jocul ăsta. Ia uite un foc acolo. Să apară jocul ăsta cât mai repede pe Steam. Dar să fac și o facecam la el. Cu siguranță mă voi speria și în alte locuri. What the fuck? Ce s-a auzit acolo? Oh, un camp. Oameni ceva? 13 frame, what the fuck? Cum face focul ăsta? Ce lag îmi provoacă. Au băgat foc aici? Cum să nu bagă? Foc, no. Da, no. Au băgat foc, no. Na, no. Să mai puțin la foc. Nu intru în el, nu fac nicio măgărie. Unde e foaia? Aici trebuie să fie o foaie. Nu plec fără foaie. Dați-mi foaia. Aici trebuie să fie. Oh! Mamă, ce-am ghicit. Oh my god. Am luat foaia asta. Pregătiți-vă. Oh my god. Pregătiți-vă. Începe. Nu veni, nu veni, nu veni. Nu veni, lasă-mă în pace. Oh my god. Ce are, mă, camera? Mamă. Sper să nu fac infart. Lasă-mă treacă în pace. Scap, 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 scap. My god. Nu credeam că o să mă sperii vreodată în jocul ăsta. Ce aici? Deci foile se spawnează random, înțelegeți? Și oricum dacă treci pe lângă o foaie, cel mai probabil o să spună că ai trecut pe lângă ea. Și labirintul ăsta, nu înțeleg. My god. Ce-mi faceți voi mie? Hop, hop. Bă! Ce-i asta? Wow, ești nebun! Căcat iar. Ce greu e. Nu vrei, nu veți reuși să strângeți toate paginile pentru că este demo. Dar asta e doar așa, un walkthrough, ca să vedeți cum este jocul făcut de ei special pentru voi. E ca un fel de alpha în DayZ. Să vedeți așa cum este jocul, vedeți că sunt mai multe cărări pe acolo, pe aici pot să o iau. Hai să o luăm pe aici data asta. Și e un walkthrough și nu pot să termin jocul ăsta. Doar așa. Doar așa de fun și de divertisment, că de-aia îți vine ăla, n-ai cum să treci. Cu minte. Ce e mai sus acolo? Ca o poză, vedeți, că se vede blurată urât. Hai mă, să vedem ce-i pe aici. Ce se poate întâmpla într-o pădure pustie? Aici, pușcărie, ce asta? Puteți să-mi spuneți și mie de unde ia curent asta? În mijlocul pădurii? Eu nu știu, nu prea mă prind.
De ce i-a prins un bec în mijlocul pădurii? Unde trebuie e foaia? Aici trebuie să fie o foaie. Foaia. Nu plec fără foaie. Dă-ți rec cu foaia la băiat. Stupas. Bă, nu-i foaie, ești nebun. Unde-i ipoteca? Hai cu ea încolo. Dacă mă sperie ceva aici, o să... Mamă, o să plâng. Prostă idee să iau pe pădure, dar mă rog. Vedem aici un drum. Ce e acolo? Oh, la dreapta. Oh, da. Trebuie să iau la dreapta. Bă, asta era unde fusei atunci. Bă, deci aici trebuie să fie o foaie. Hai mă! Bă, astea sigur trebuie să fie o foaie. Acumva nu mi-e explic de ce le-ar fi făcut atâtea. Și prostii de-astea. Dă bă foaia, ai înțeles? The fuck? Ne continuăm drumul, liniștiți. Ia uite, rezistam la 10 minute acum, nu? Da, nu? Da, nu? Vine și pițurca? Na, na. Era o zi liniștită, Slader se hotărăște să plece la... Ia stai puțin, înapoi. Aici. Uitați, vrea, o să vede umbra. Nu se vede lanterna, decât filmează el. Oh, la avionul ăsta mai fusei. Lenderman, n-ai ce să-mi faci. Ești un slab. N-ai ce să-mi faci, n-ai ce să-mi faci, n-ai ce să-mi faci. Oh my god. Puși. Am scăpat. Și cu o foaie. Iar focul ăla. Dacă apari în față, te sparg. Oh my god. Oh, fii cu minte. Cu minte că-ți dau ochi. Hai că n-ai cum să intri în cort după mine. What the fuck? N-are coaie. Oh, l-am văzut la față. Îl vedeți? Am ghicit jocul. Oh my god, oh! Oh!
cu minte. Păi unde duc eu, bine sau? Îl văd acolo. Îl vedeți? Nu stă cu mâna aia lui? Mă duc mai departe, sper să nu fi luat pe drumul greșit. Statui! Statuia libertății! Op! Vii cu minte! Vii cu minte! Da, da! Oh my god, ce e să petrece aici? Ăștia două să iubesc sau ce pana mea? What the fuck, ce e aici? Oh my god, fii cu minte, fii cu minte, fii cu minte, fii cu minte. Fii cu minte. Fii cu minte. N-am nimic cu tine. Eu trec cu ei, mă, că nu mai e. Scăpat. Oh my god. Spate. Toată pielea pe mine e piele de găină acum. Ca o fetiță. Hei! Foaia. Foaia. Unde ești? Aoleu, aoleu, aoleu. Gata, 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 gata. Oh. Bă, trebuie să-l văd toată la față. Minte! Oh my god! Bă, dar nu avea față așa. Ei bine, lume, nu prea pot să mai joc. M-am speriat acum, nu pot să mai joc acest joc. Dacă vreți să mai vedeți episoade cu acest joc și să strâng toate foile alea, dați like, strângem un număr cât mai mare. Poate facem și facecam, mă convingeți voi. Eu nu mai pot să mai joc, m-am speriat destul de rău, dacă voi v-ați speriat de bine, dacă nu v-ați speriat, felicitări. Eu am fost X-Rater, baftă lume, pa!